Salutare, bine v-am găsit, bună ziua, dragilor! Pentru că este o zi mai înourată afară, astăzi am... nu pot să spun că asta numai pe loc, că am fost la o biserică și am dat ceva la sfințit. Că tot apropo de sfințit, am zis să vă spun despre ce și cum este vorba. Știți voi în clipul în care v-am arătat acea căciuriță din argintă? Presupun că știți. Da, am reușit într-un final și am dus-o la sfințit, că tot spun că o duc și n-am mai reușit. Într-un final am reușit. Abia astăzi am reușit. Da, și scuzați-mi că corzile mele încă sunt răgușite pentru că am fost acum 3 zile la pădure cu copiii. Grădinița, normal. Și m-a tras puțin curentul. Mă merg cum de nu i-a tras pe copii și m-a tras pe mine. Bine că m-a tras pe mine și pe ei. Iar acum, dragilor, hai să trecem la o parte care... nu știu cum să spun eu, o parte care de vestimentație, pentru că mi-am luat eu niște rochițe care i-am zis că vreau să le mai modific un pic, pentru că le-am luat ba mai lungi, ba mai lărguțe și oricum mi-au plăcut. Și am zis că hai să vă arăt despre ce și cum este vorba. Le-am pus aici deoparte pentru că vreau să le duc un pic, sunt unele care vreau să le mai strântez un pic prin zona taliei pe aici. De exemplu, asta, ia uitați ce frumusică este. Păcat că Azura și-a făcut un pic de cap, dar cred că o să-i scot chestioarele astea. Azura și-a făcut puțin tel de cap, că nu știu cum deschide el ușa aia de la, chiar nu. Pot să-mi dau seama. Nu înțeleg cum o deschide. Iar acum se joacă cu jucările. Ia uitați-le. Se joacă. Are nevoie să roade ceva. Da, și asta, după cum am spus, este o mărime 42. Este o mare. Și am zis că așa, prin partea aceasta, din partea, adică mai mult cred că prin partea aceasta, pentru că nu cred că are cum, că aici este un fermoar și nu cred că o să am cum să fac, adică la, nu știu, eu nu sunt profesionistă în a coase, în a strânta, o să mă duc la un domn când am o croitorie pe aici, prin apropiere și o să văd despre ce și cum este vorba și ia uitați. Este frumos și că îmi place că este un bej așa frumos, îmi place și îmi place că are un material, wow, super, foarte ușoară, parcă ar fi in, dar nu este in. Și hai că a venit altă rochiță la mine. Și aceasta vreau să o scurtez un pic la bretele, pentru că la bretele este un pic lungă pentru mine. Ia uitați ce frumusică este, stați așa să mă ridic în picioare, că nu se vede. Ia uitați, are aici o astfel de situație, iar aici la bretele are situația, chestia, care wow, mi-a și scos ochii în evidență, când mai stați un pic aici, așa că am zărat un pic. Nu mai știu să o așez. Chiar este foarte frumoasă și îmi place. Gata, am reușit. Ia vedeți ce frumos că este. Trebuie un pic, așa, în mare, aici, să o mai fac un pic mai mici, pentru că sunt un pic prea lungi. În schimb, îmi stă super fain pe mine. Chiar am probat-o de curiozitate ieri. Ia uite ce frumoasă este. Și are și o culoare chiar, wow, superbă. Chiar îmi place culoarea. Așa, încă una la mână. Și mai aveam una, dar nu mai știu unde am pus-o. Aia chiar e bestială.
O să vă arăt și pe aia imediat, după ce o găsesc. Asta este ceva mai lungă. Ia uitați. Asta trebuie aici, în partea de jos, un pic scurtată, că e prea lungă și eu tocuri nu prea port. Și am zis să o scurtez un pic. În schimb, îmi place foarte mult care are material elastic. Deci, ia uitați. Este elastică. Și îmi place. Ia uitați ce model frumos are. Și am găsit-o și pe aceasta. Stați să întorc pe față. Nu, este voie. Nu ai voie. Mă, ce pazură. Dați un pic să vă scot, să vă arăt, să vă arăt ce frumoasă este. După cum am spus să vă arăt pe aceasta, unde am rămas? În legătură cu aceasta albastră. Deci mi-a plăcut extrem de mult culoarea. Ia uitați cum este la față. Și cum este la spate. Deci la spate este ceva mai lungă. Are jupă, dacă vedeți. Are jupă. Da. Are o jupă. E foarte frumos. Îmi place la nebunie culoarea. Cel puțin eu cu mama chiar albaște. Îmi iese chiar foarte bine în evidență. Și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Și aici, tot așa. Foarte, foarte mult îmi place și aici, în partea de sus. Și mărimea este de 36. Este foarte frumoasă și asta. Și îmi place, ia uitați ce mai place la ea. Are niște pliuri de astea, așa. Wow. Zice, ar spune că ar fi un gen creponat. Pliu creponat. Este foarte frumoasă. Nu știu dacă ar merge călcată. Nu cred că merge călcată. Pe tare mie să nu fac altă prostie, dar mi se pare că așa este ea. Pliu. La pliuri de astea, așa. Creponat, stil creponat, este wow, super. Și avem din nou hăinuțe! Avem hăinuțe din nou. Ia uitați-l pe Albert, ce frumos este îmbrăcat. Am mată! Da, atunci bă la mine și fac. Noroc! O azură! Noroc! Comedie mare, nu? Și acum hai să vă arăt vestimentația lor. Ca să zic așa, nu a mea. A mea nu mai este. Gata. I-am pus sfârșit un pic la a mea. Avem aici una bucată. Tricou de fotbal. Stați așa să vă arăt invers. Nu știu eu dacă este fața. Te rog, te dai un pic de aici? Da. Yeah! Este un pic amărit el. Ronaldo! Dar nu este nimic. Ce este de fotbal? Așa. Și ăștia sunt de fotbal. Da, și ăștia sunt. Iar... E cu totul de ce frumos. LFC-ul. LFC. 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 Ceva de genul. Nu știu ce să zic. Uite. Așa. Aveam. Presupun că ăsta este un trenic. Nu știu. Să-l vedem. Nu te oricum pic în față. Le făcă. Asta tot așa, un fel de trenic vine. Drive. Oh! Drive. Trenic. Bravo! O să se trezi. E frumos, lasă-le acolo. Avem pantaloni scurți. Tot de fotbal. Wow! Ia uitați ce pantaloni frumoși. Am găsit! E perfect pentru școală. Stas. Un mai eu. Mi se pare că e de fetițe. Îl dau și eu la cineva care are fetiță, pentru că... Dominic, de față, la lipăr lung. E, unde e tricou? Vai, ce frumos e cu zebră! Și are o chestie, wow, cu scale aici. Să o deschid. Stați, mă! Unigura. Ca și cum ar fi asta limba. Gen, cum ar fi? Mama, dă-mi coară! Da, l-a amuzat. Amuzamentul. Am sunt fotbalist! Putem-i. Avem aia. Nu știu cum e o maletică. E mea de strict. Așa.
13 pantaloni. E mie. Nu. Bă, mă încurcă și azi rup. Tu vei la și tu timpul. Ăsta este un tricou de da, wow. Tu vei la scoală? Nu, mami. Mi se pare că mai am unul tot așa, dar bine că au amândoi acum la fel. Mama, ar vreau și fi toată ziua el fotbalistul. Uau, ce anul ăla frumos! Am impresia că pot să asortez la o pereche de pantaloni din aia de 3, de 5, mi se pare. Mami, nu? Ăștia! Să vedem după. Mami, așa și la pantalonii ăștia. Nu, ce asta este o bluză, nu știu cum este. Nu uita de aia martă, să fie aia martă. Să vedem despre ce este vorba. Să luți lui. Nu știu despre ce este vorba. Hai că pare interesantă. Acum iese soarele afară. Până acum bătea vântul. Ia uitați. O să fie armare? Nu știu, da, și pe spate. Bine, cum te faci arma atâta fotbalist? Arma ta trage un tot. Așa? Casă. Iar o maletă. Soldat! O maletă. Trebuia să fii soldat! Da. Soldat! Nu mă înțeleg deloc cu ei, doamne! Iaaai! Ce drăguț! Are Sky? Bască! Sky! Ușor! Nu știu! Iar o bluză e ceva mai mare, dar nu-i bine. Este pantaloni! Nu. O bluză din nou. Iar o bluză, un hanorac. Ia, și are și glugă. Stați așa, și glugă. Super! Au, destule, au. Fata, am spus din nou. Inverse. Nu, așa suntem. O bluză din nou. E ce drăguță e și asta. Drăguță, de iarnă perfect. O maletă. Stilul. Sau maletul. Cu patrula. Bate un vânt afară. Până mori. Wow, o cămășuță. Deci nu-i vei cumpăr cămășuță. Cămășuță, deci nu-i vei cumpăr. Și o cămășuță. Mi se pare că are chestii din aia de... Da? E, bine, la mâine. Light. Da, Albert a spus să dăsă un light. Iar pantalon de training presupun, nu știu să le. Iar bastă, nu încă bastă, tot de curță. Așa acolo. Pantalon. Vin la camașă. Vin la camașă. Camașă. Da, atunci, alb cu negru. Stă bine. Chiar e fain. Mă bucură faptul că are elasticul în spate. Mama, că o să te chemare, o să găsesc. Un costum de soldat. Mama. Plovă. Plovăraș. Mare. Elefant. Ce este elefant? Un dinozaur. O bluză cu dinozaur. Și mai era ceva? Da. O fel de pantalonaș din nou. E prea mai sticou pe tine. Și am mai găsit ceva. Asta este de iarnă și îmi place că e material tricotat. Ia uite ce frumos este. La școală o să-i meargă chiar super fain. Da. Adidas. Adidas, dar n-am Adidas. Adidas de fotbal. S-a schimbat Albert. Ia uitați-l. Fotbal. Fotbalist. Am din asta. Așa că, dacă vreți și aveți bună plăcere să ne urmăriți pe canalul de YouTube Sandu Elena, nu uitați să dați un like. V-am mai spus azi, am cer mii de scuze pentru corzile vocale. Da, și am uitat să vă arăt o geacă. Că după asta mă și uitam, ia uitați. Ce interesantă poate fi această geacă. Aici este plușată, mi se pare. Verde deschis. Este plușată un pic aici. Îmi place că e un material așa. Unii. Cum să-i zic? Bun, la...